Uite, dacă tu ai avea doar o încercare sau doar o oportunitate, să obții ce ți-ai dorit totdeauna, instantaneu. A încercat să prinzi ocazia aceea sau ai lăsat-o să treacă? Decebal, de exemplu, când a considerat că această oportunitate s-a evit, nu a lăsat-o să treacă. Și în timpul raidului din Moesia din iarna anilor 85-86, când a fost capturat guvernatorul provinciei Moesia Opius Sabinus, a ordonat ca acela să fie executat. Aceea ce aproape cu siguranță urma să declanșeze un război cu romanii. E destul de greu de spus care anume erau așteptările dacilor de la acest război și cât era de controlată de conducătorilor lor această începere a războiului. Poate Decebal își imagina că ar putea printr-o lovitură momentană sau pentru un război prelungit să distrugă Imperiul Roman sau măcar să-l facă să se retragă de pe malurile Dunării? Nu cred. El nu putea cunoaște chiar atât de rău inamicul său și să fie atât de dezinformat încât să o opereze cu așa presupuneri. Și oricât de slab părea Domitian ca imperator și oponent militar, el nu se compara cu Caligula sau Nero. Imperiul la sigur, ar fi supraviețuit. Putea Decebal să fie un jucător hazardat, un războinic îndrăgostit de senzația aceea galopului spre liniile dușmanului, de valul cel de adrenalină cel de luptă corp la corp? poate era dornic Alexandru Macedon de glorie eroică și militară? Puțin probabil. Adică toate acestea desigur erau, dar în doze rezonabile și sănătoase. Din descrierile pe care le avem, deci bă, era un rege și un general calculat și cumpătat. Deciziile sale erau de regulă adecvate situației. Și anume, datorită la aceasta, el a reușit să fie așa un adversar de temut pentru romani. Poate, poate. În faza finală a războiilor cu romanii, după primul război cu Traian, a și apărut o oarecare rupere de realitate, un fanatism din, din acelea care face popoarele să continue o luptă care nu are sorți de izbândă și să se îndrepte spre piire, indiferent care ar fi originea celei de conectări de realitate. Că e un fanatism religios, un să moxie, nu ne va lăsa să pierdem războiul. De aceeași natură cu fanatismul evreilor în timpul războiilor evreilor romane. Sau că e o îndoctrinare de natură propagandistică, de genul falxurile noastre nu pot fi oprite de nimic. Tehnic, noi nu am fost înfrântă în războiul precedent și, oricum, lupul dacilor e mai puternic ca lupaica romanilor. Și iarăși regatul dacilor nu era o democrație, nu trebuia convinsă toată populația de necesitatea războiului, dar armata. Sau doar regele trebuia să-i convingă pe sine sau să se lase convins. Plus, anume acest război l-a propulsat pe Decebal la conducerea regatului. Și această acțiune militară putea foarte bine să fie un fel de botez cu sabia viitorului rege. Poate gândiți și început în acord cu regele, poate că Decibal din propria inițiativă a dus lucrurile puțin mai departe, nu, nu putem ști. Dar există și așa o posibilitate și considerentele dinastice nu trebuie ignorate în acest tablou. Poate lucrurile au avansat sau escaladat de-a lungul timpului așa că mici sau mari incursiuni peste frontieră și acțiunile de răspuns ale romanilor fiind percepute ca o normalitate. Și poate incursiunile sau în care în final au făcut pe Romani să înceapă un război, război, nu doar o acțiune de pedeapsă. Erau văzute de către daci doar ca un raid obișnuit și au fost și ei surprinși de aceea cât de sensibili s-au făcut romanii, că deja se supără așa tare de la niște obișnuite și ca între vecini. Iată, sarmați acum câțiva ani la au guvernatorul și a fost tot ca de obicei. a omorât și romanii ceva sarmați și apoi iar s-au împăcat. Ce mare treabă! Dar mai este un posibil motiv al declanșării acestui război. Presiunea din partea armatei. Ca atare, unul dintre motivele de bază a apariției statelor în antichitate era necesitatea întreținerii armatei pentru a întreține o forță militară puternică, e nevoie de resurse care pot fi obținute în natură sau cu bani. Și pentru a plăti simbrie și pentru armament și pentru finanțarea logistică și campaniilor militare. Metoda preferată era de a obține resursele cele de la vecini. Până la urmă, acesta e unul din motivele de a avea o armată puternică. Dar când vecinii sunt mai puternici sau când deja nu mai ai ce lua de la ei, doar nu poți pur și simplu să spui armate tale de profesioniști. Prieteni, bani, nu sunt, dar voi țineți-vă. gata, mergeți și învățați să rați pământul și să pașteți oile. Și încercați, poate, să vă aranjați viața, dar da, fiți gata să lăsați tot asta în orice moment când vă voi chema iar, pupici. Apropo, armatele create prin mobilizarea masivă a populației existau și în antichitate, fiind reinventate în timpurile noi de Revoluția franceză. Dar aceasta se petrecea de regulă în momentele de pericol major pentru țară sau oraș sau care era comunitatea care se identifica oamenii. Mobilizarea are două mari neajunsuri, pe oamenii de la activităților de bază, aceea ce în majoritatea cazurilor lasă pământul în paragină, și al doilea neajuns armează și învață să lupte oamenii simple. Într-o democrație sau republică aceasta nu este o problemă. Oamenii se identifică cu statul și cu conducerea lui. Conducătorii îi reprezintă și lucrează pentru ei. Uneori, așa, armate sunt cele mai formidabile. Amintiți-vă de hopliții atenieni de la maraton sau de armatele Republicii Romane care au cucerit Mediterană sau de Grand a Republicii Franceze care a schimbat harta întregii Europe. Dar dacă conducerea statului se teme de cetățenii săi sau de locuitorii săi, atunci mobilizarea nu mai este atât de eficientă și atractivă pe de o parte și ostașii nu vor fi deloc motivați să se rupe de la vetrele lor să abandoneze câmpurile și să-și dea viețile pentru un regim cu care nu se identifică. Aceasta plus teama conducătorilor de a înarma adecvat și de a instrui recruții făcea așa armate extrem de ineficiente. Păi iată, în lipsa opțiunilor de a întreține armatele din război apare fiscalitatea. Se pare că acesta a fost scopul impozitelor în fazele timpurii de evoluție a statelor, când oamenii abia se învățau ce e aceasta și cum lucrează. Vom mai avea ocazie să discutăm teoriile legate de apariția statelor și instituțiilor acestora, cel puțin două. La moment ne interesează doar faptul că o armată puternică putea fi menținută doar de un stat cu o visterie bogată, indiferent cum era alimentată vesterie aceea prin răzbaie sau impozite. Nu prea știm multe detalii despre impozitarea din DACE, dar ieșind din raidurile frecvente asupra teritoriilor romane, putem presupune că aceasta era principala sursă de venituri bugetare. Și nu trebuie uitat faptul că atunci nu exista această separare a puterii civile și militare în stat, de care noi azi ne bucurăm și practic nici nu ne gândim la ea. Atunci șeful statului era și șeful nemijlocit al armatei, un general efectiv, și dacă armata era nemulțumită și decidea să-și schimbe conducerea, asta îl vizea direct pe rege, schimba și conducerea țării. E foarte posibil că atacurile dacilor care au dus la declanșarea războiilor cu romani au fost dictate de aceeași necesitate economică și regii dacilor nici nu prea aveau de ales sau își ține armată ocupată și găseau că ce să o plătească, sau armată îi leva pe altcineva la putere care ar promite să o facă. Și cine știe, poate aceasta tot a fost una din cauzele schimbării chiar la începutul războiului, la conducerea regatului lui Durăscu de și, desigur, așa cum evenimentele istorice sunt chestii complexe și au multe niveluri, poate că răzbaile au început din cauza unui mix din motivele despre care am povestit sau și din cauza la multe altele pe care nu le cunoaștem. Și azi mulți se întreabă, dar oare cum ar fi mers istoria, în special istoria noastră, dacă romanii nu reușeau să cucerească Dacia? Sau ce ar fi trebuit să facă ce altfel, ca acel război să aibă o finalitate diferită. Sau, ar fi putut Dacii să-i bată pe romani? Strategia de bază a Dacilor este destul de evidentă. Ei aveau nucleul fortificat al regatului sus în munți și pentru a ajunge acolo trebuia să treci de cetate după cetate după cetate și tot așa cum spunea și Florus, daci să ne dezlipiți de munți. Și acest complex de fortificații le dădea probabil o senzație că sunt intangibili pentru romani. În sens, da, niște lupte jos în câmpia munteniei, apropo o faină combinație de cuvinte, câmpia munteniei, sau peste Dunăre, oștele romane puteau să-i învingă și deseori o făceau. Însă dacii totdeauna aveau opțiunea să se retragă pe culmele lor de munți, pe care romanii nu le puteau cuceri și să stea liniștiți acolo până va apărea următoarea oportunitate de a ataca. Toată strategia militară a dacilor se baza pe ideea că nucleul regatului lor este inexpugnabil, nu poate fi cucerit. Și probabil cu orice altă armată a timpului, presupunerea era valabilă dar nu și cu romanii. De pildă, amintiți-vă despre cetatea Masala din episodul 35. Ea era situată pe un vârf de munte, fără posibilitatea de a desfășura subzidurile ei contingente semnificative de oști sau cu atât mai mult să aduce acolo o tehnică de asediu, și romanii pur și simplu au construit o rampă de pământ, de jos până la nivelul muntelui, pe care să se poată ridica oștile și tehnica. Am pus și o poză la episodul 35 cu rămășițile cetății și a rampii. Priviți-o și impresionați -vă. Dar cel mai impresionant exemplu de lucru al inginerilor romani l-am păstrat încă din timpul răzbailor galice, din episodul 25. În anul 52, înaintea erii noastre, în Roma a fost asasinat Clodius, ceea ce a aruncat orașul în haos. Cezar a lăsat pacificarea finală a Galiei, care părea în linii mari terminată, în seama locotenenților săi și a plecat în Galia cezalpină, mai aproape de Roma în capitală tocmai se refăcea complet echilibrul puterilor în oraș și evident Iulius a dorit să fie cât mai aproape pentru a afla repede noutățile și pentru ca scrisorile sale să ajungă cât mai degrabă la destinatari. După moartea fiicei sale, care era și soția lui Pompeii după moartea lui Crasus și acum după moartea lui Clodius, viratul lui Cezar și Pompei a devenit complet nefuncțional și și-a pierdut trațiunea de a mai exista. Cezar încerca configurarea să-și construiască o nouă bază de aliață acasă, să asigure alegerea unor tribune ai poporului care ar lucra pentru el și ar aplica veto pe toate legile îndreptate contra sa. Cezar era ocupat. Și folosindu-se de aceasta, Galia a început încă o răscoală, de data aceasta sub conducerea lui Vercingetorix. El a reușit să obțină suportul majorității triburilor celților galilor și le-a impus o disciplină nemai văzută până atunci la el. Cezar, probabil foarte supărat și deranjat, a revenit în Galia să înăbușe și această răscoală. Primul episod important a fost asediul orașului Avaricum, Fac desigur, pe o colină, împrejmuit de mlaștin și râul. Orașul cetate avea doar o singură cale de acces. Pentru a complica și mai mult lucrurile, armata galilor sub conducerea lui Vercingetorix pândea nu departe, gata oricând să atace oșile romane prin sena sediu, dacă se va evi vreo ocazie potrivită. În 25 de zile, romanii au construit o terasă în fața unei porțiuni ale zidurilor orașului din părții, avea două rampe paralele pentru turnurile de asediu, care se ridicau până la nivelul zidurilor orașului. Iar în față, chiar în dreptul cetății, romanii au unit rampele cu un zid al lor, înalt ca și cetatea, de pe care ei la rândul lor puteau ataca apărătorii orașului și ai menține ocupați până se apropiau turnurile de asediu. Evident că romanii au cerit zidurile avaricumului și au capturat orașul dar cereașa de pe tortul acestei campanii este asediul alesiei. El a avut loc în cadrul acelui așa de campanie în toamna lui 52. Vercingetorix, după câteva lupte în câmp deschis cu romanii, în care iar s-a convins de superioritatea legiunilor romane, a decis să se retragă în orașul fortificat Alesia. Acolo, fiindcă Alesia era considerată ca fiind de necucerit, am plăsat, desigur, pe vârful unui deal abrupt, care avea din două părți râuri și doar o pantă pe care s-ar putea apropia armatele. Panta aceea, desigur, era puternic fortificată și apărată. În oraș erau circa 80.000 de ostași gali, ce s-ar avea la dispoziția sa circa 60.000 de legionari. Analizând poziția defensivă a orașului, Cezar și inginerii se au de ce să opteze nu pentru un atac asupra zidurilor, ci pentru un asediu în toată legea. Lăsând timpul, famitea și bolile să-și facă treaba în rândul asediaților. Iar pentru ca asediații cu incursiunile lor enervante să nu încurce acestui plan, romanii au luat și au construit în jurul orașului, cu tot cu colină și cu râuri, un zid, o așa numită circunvalațiune, 16 km lungime, 23 turnuri de veche. Acum galii, pentru a putea ieși din alesie, trebuiau la rândul lor să atace zidurile romanilor și să treacă de ele. Și fiecare zi de așteptare doar îi slăbea și le înrăutățea situația. Vercingetorix înțelegea foarte bine aceasta și chiar la începutul la asediului a reușit să trimită soli la toate triburile ce participau la rebeliune, cerându-le să adune o armată comună și să vină în ajutorul alesiei. Și Galia a făcut-o, cu mesageri din trib în trib, stabilit locul și data de întâlnire a armatei, mobilizându-se și încurajându-se reciproc. A fost creată o armată de circa 210.000 luptători, după aprecierile lui Cezar. Cea mai mare armată adunată de cel vreodată în acel război și probabil cea mai mare în toată istoria lor. Romanii, evident, au aflat din timp despre armate ce venea în salvarea Alexei. Și, fără a clipi din ochi, inginerii romani au construit al doilea rând de fortificații, deja orientate în afară, o contravalațiune, un zid de 21 km care urma să apere pozițiile romanilor de la un atac din exterior. Și așa cum asediul era probabil o chestie destul de plictisitoare, inginerii și legionarii romani s-au distrat din plin, fortificându-se contra ureașii armate ce venea spre ei. Cezar a povestit destul de minuțios și se pare cu satisfacție despre aceste pregătiri au fost săpate trei șanțuri, tranșei, una la vreo jumătate de kilometru de fortificații, doar pentru a preîntâmpina un eventual atac surpriză, și două deja nemijlocit în fața zidului, de vreo 5 metri lățime și adâncime. Un șanț a fost umplut, desigur, cu apă. Și romanii au făcut foarte multe bețe ascuțite pe care le-au plasat la fundurile șanțurilor, în fața palisadei din fața zidului și, desigur, în multiple gropi capcane să pati de în abundență între șanțul exterior și cele două șanțuri interioare. Nu voi descrie în detalii asediului și prin ce treceau asediații și asediatorii și asediatorii asediatorilor. Asediile în genere sunt probabil una din cele mai urâte părți ale răzbailor fiindcă implică de regulă și populație civilă, care își suferă cel mai mult și în timpul și după asediu. Și în alesia a fost, ca de obicei, brutal și tragic. Doar imaginați-vă situația romanilor, prinși între două ziduri, depășiți numeric 4 la 1 de către gali și supuși unor atacuri continui pe ambele ziduri, și din afară și din interior când pregăteam acest episod, recitând detaliile bătăliei ce a durat trei zile. Ochii permanent mi se împedicau de nume despre care povesteam acum 10 episoade. Cum în timpul unui prim atac de noapte a asupra zidurilor externe, Marc Antoniu împreună cu Treboniu s-au apărat eroi cu legiunile lor locurile unde era concentrat atacul. Trebonius a fost unul dintre ofițerii superiori al lui Cezar, a fost de parte lui în timpul războiului civil, dar la idele lui Martie a participat la asesinarea acestuia. În a treia zi a bătăliilor, intensitatea acestei a ajuns la maxim, gale simțind că un ultim efort este suficient pentru a frânge rezistența romanilor, forțele care erau întinse de-a lungul a două ziduri. Găsind un loc unde colina vecină făcea zidul exterior al romanilor vulnerabil în mod deosebit, Jie koncentravo ataculą - Kolo. Cezar l-atrimis - pie Labienus, kuris buvo jo adjunktas ir antras - geriausias - armatei - sale ---- sapirė loklą - respectiv. - Apropo, kai ančiom trisbojo, L. Labienus - ėmėsi Republikos ir - kovėsi - prieš Lu. Cezar - in tate - batalijose - pirmiausia - la Farsala ------- podkonducijoje - Pompeiui - po to - kondus - el personalą - rasbojo - din Afrika --- kontra - Lu. Iulius --- și a murit în Spania, în bătălie de la Munda, care și-a pus sfârșitul războiului civil. Așa cum galii din Alesia iarăși au reluat atacul asupra zidurilor interioare, Cezar l-a trimis încolo să conducă apărarea pe Brutus, acela Brutus, Era apoi s-a alăturat cel personal apărătorilor. După ce au respins atacul din interior, ei se alăturară lui Labienu, situația căruia era disperată, și ordonând o incursiune a cavaleriei în afara zidurilor, au reușit să-i pună pe fugă pe galii din afară. Armata venită într-o eliberare a s-a retras și a doua zi apărătorii orașului au depus armele. Acesta a fost sfârșitul războiilor galice. Apropo, știind această concentrare de nume mari și știind de câte ori în ziua ce romani erau la un pas de înfrângere, vrei nu vrei te întrebi, dar oare cum ar fi fost mersul istoriei lumii în general și cum ar fi arătat harta Europei, dacă Galea ar fi apăsat încă puțin mai tare și ar fi cucerit care dintre zidurile romane? Oare Republica ar mai fi existat mult timp fără Cezar și războiul civil? ar fi reușit Cato și Cicero să o readucă la un regim normal de funcționare? Oare Galia și-ar fi recapitat independența? Oare Egiptul ar fi rămas stat separat? Dar oare Iudei ar fi rămas independentă până la nașterea lui Isus? Și în acest caz creștinismul apărând în afara teritoriului Republicii ar fi rămas doar o religie orientală obscură cu răspândire limitată pe teritoriul roman? Cezar pentru noi ar fost doar numele unui general roman talentat, dar care așa și nu a reușit să ducă la capăt campania sa din Galia. De Marc Antoniu și Brutus, la sigur, nu am fi știut nimic. Dar toate acestea sunt doar speculații și ar face obiectul discuțiilor într-un cu totul alt fel de podcast. Să revenim la istoria noastră. De ce am făcut acum această incursiune cu 10 episoade în urmă? Evident, pentru a vă mai da un exemplu despre ce, la ce nivel opera armata romană, și de ce minuni ingineriști erau în stare. Doar gândiți-vă la această terasele de la Avaricum, sau rândurile duble de fortificație de la Alesia sau rampa de la Masada. Oare dacă ar fi știut despre toate acestea, de ce balar mai fi sperat că cuibul lui din munță este de necucerit pentru așa un dușman? Și apropo, Galii în acea ultimă izbucnire a rezistențelor deja a început să-și schimbe și adapteze strategia la realitatea războiului cu romanii. După șase ani de război pe teritoriul lor, ei au înțeles că existența pe harta unor nuclee de putere, a unor orașe sau cetăți, îi face vulnerabili și le permite romanilor să cunoască exact locul unde trebuie să lovească. Așa că, încă la începutul războiului Vercingetorix, se convins pe Gal să-și distrugă orașele și așezările, să practice tactica pământului pârjolit, să elimine din calea armate romane orice ce puteau folosi drept hrană și să treacă de la niște confruntări deschise cu legiuni la o strategie fabiană. Țineți minte, generalul roman Fabius, care în luptă cu armatele lui Hannibal a decis să le urmeze și hărțuiască, dar să vede cu orice preț o bătălie decisivă. Și această nouă modalitate de a duce războiul contra românilor s-a mult mai eficientă și mai demoralizatoare decât un război clasic. Dar, desigur, ca și oricând, s-au făcut câteva excepții de la regulă de a distruge orașele și cetățile, care, până la urmă, și-au fost cauza înfrângerii galilor. Locuitorii avarii cumului au convins Consiliului de război al galilor că orașul lor nu poate fi cucerit probabil nu putea fi cucerit de oricine în afară de romani. Un alt oraș rămas a fost Gergovia, orașul de unde era chiar Vercingetorix. Cezar începuse să lui și, din cauza mai multor greșeli ale ofițerilor săi și a trădării unui trib de aliați, sediul de în haos, romanii fiind nevoiți să retragă, suferind pierderi. Deși presupun dacă Gergovia ar fi rămas unicul focar de rezistență galică, romanii ar fi revenit și până la urmă ar fi organizat corect asediul. Și a treia excepție făcută de gale a fost pentru orașul Alese, pe care iarăși toți îl considerau ca fiind de necucerit. Bine, tehnic el nici nu a fost cucerit, romanii la au asediat și mențint asediul până operatorii au început să moară de foame și până la urmă el a căzut, iar cu el și voința de rezistență a galilor. Și cine știe, poate dacă galii s-ar fi menținut mai strict și fără excepție de strategie ce e nouă a lor, orașele distruse, pământul pârșulit și evitarea unor bătălii capitale. Poate așa și ar fi alergat Cezar după ei prin toată Galia, până la finele mandatului său, iar apoi deja cine știe ce ar fi urmat. Apropo, cel mai lung proces de cucerire a unui teritoriu de către romani a fost în Spania, mai exact în peninsula iberică. Prezența romanilor acolo a început încă din timpul răzbailor punice, din anul 220 înaintea erii noastre, când ei i-au alungat pe cartaginezi din unele părți ale peninsulei și au creat ulterior primele două provincii romane. Și după aceasta a început un proces foarte lent și foarte dureros de cucerire a întregii peninsule. Celții ce locuiau acolo, în special în regiunile muntoase, practicau un continuu și sângeros război de gherilă contra romanilor, după fiecare atac dispărând iar prin trecătorile știu ce doar de ei din munți. Dacă mai țineți minte, anume această stare de război continuu din Spania și necesitatea de a menține permanent armate mobilizate și a fost una din cauzele nemulțumirii ce l avansat în politică pe Berius Grahus, care a început Revoluția Romană. Cucerirea finală a peninsulei iberice a avut loc doar în anul 25 înaintea erii noastre, iar ultima revoltă a locaunților a avut loc în anul 19 înaintea erii pe timpul lui Octavian. 200 de ani atât a durat efortul romanilor de a cuceri peninsula. Acum, desigur, nu sunt istoric și sunt mai degrabă un strateg de canapea, dar cunoscând toate aceste exemple și folosind mintea dacului cea de pe urmă, cred că șansa dacilor să câștige răzbaile cu romani era să implementeze o strategie fabiană și o tactică de gherilă în genere, în terminologia militară, există un termen consacrat pentru așa tip de lupte, așa numitul război asimetric. Este numit asimetric războiul în care resursele și capacitățile părților beligerante diferă semnificativ, una dintre ele având un avantaj major față de a doua. Și, după cum vom vedea de-a lungul istoriei, majoritatea războiilor duse din noi au fost asimetrice. Și în cadrul unui război asimetric, partea dezavantajată nu își pune scopul să câștige în bătălii glorioase de pe câmpul de luptă, ceea ce nu este realist, dar să facă costul războiului uman, economic și psihologic atât de mare pentru inamic încât acela să fie de motivație mai continuă războiul respectiv, niște exemple recente de așa tipuri de război ar fi de pildă intervenția Statelor Unite în Vietnam sau intervenția Uniunii Sovietice în Afganistan. În ambele cazuri localnice erau cu mult inferior în sens militar ocupanților, dar în ambele cazuri niște războaie de ghirilă prelungite au erodat resursele, dar și dorința acestor de a mai continua războiul. Ce ar fi însemnat aceasta pentru regatul dacilor? să se refuze de la apărarea fortăreților din munți și la centrele administrative și să treacă la un război de ghirilă și hărțuire continuă a romanilor. Însă dacă drept strategie de război aceasta era probabil cea mai fezabilă, adoptarea acestei strategii ar fi însemnat și sfârșitul regatului dacilor. Regatul Dacia era în perioada ceea ceva unic în Europa din afara frontierilor Imperiului Roman, în restul Europei, formațiunile existente erau pe bază de triburi sau uniuni de triburi și unicele două state din Europa din secolul I erau Imperiul Roman și Dacia. Din cauza protocronismului și adecologiei rampante de la noi, care impun un scepticism sănătos în tratarea trecutului, am evitat anterior să accentuez aceasta. Dar ce este, este. Daci atunci era unicul regat european în afara Imperiului. Acum nu mă apuc să analizez cauzele acestei deosebire a statalității timpurii. Ar fi mai multe, unele dintre care probabil nici nu le putem cunoaște. Ca și în cazul formării multor altor state, despre care am promis deja că vom mai vorbi, și-a jucat rolul probabil venirea unei elite militare străine peste o populație locală, grupul cel de Panagiurski Colonii, despre care am povestit în episodul 21, venirea reprezentanților căruia încarpați și a coincis cu apariția în istoria dacilor. Coloniile grecești de pe litoral, de la care geții și dacii puteau învăța toată paleta de organizare a statului, de la autocrații la democrații. Și Prezența unui pericol extern continu a unui arhidușman care cataliza coagularea unor structuri centralizate și a unei forțe militare semnificative. Am mai spus necesitatea menținerii unei armate permanente, inclusiv și pe timp de pace, duce automat la crearea mai multor instituții ale statului. Și nu putem ști ce a fost primar și ce e secundar are unui sistem centralizat de fortificație de unii posibil datorită existenței unui nucleu de putere centrală? Sau puterea ce s-a cristalizat natural în procesul conceperii și coordonării efortului de construire a sistemului de fortificații? Dar, desigur, existența unei reședințe permanente și protejate a regilor daci le-a dat timpul necesar pentru consolidare și legitimarea puterii lor și putem presupune prezența centrelor religioase în zona centrală a regatului și strânsă conlucrare între puterea laică și preoți, conferea putere și autoritate suplimentară regelui. Oricum nu ar fi, dacă era un regat în toată legea și în cazul unui război de ghirilă cu romanii, Dacia ar fi trebuit să renunțe la mai multe atribute acestui regat. Spre deosebire de aceeași peninsulă iberică, unde există mai multe masive de munți în care localnicii se puteau juca de-a ascunsele cu romanii, arcul Carpaților e doar un lanț muntos, iar spațiul din interiorul arcului, Transilvania, nu este în mod deosebit dificil pentru deplasare, fie chiar și pentru armată. Pentru a nu rămâne încuiați pe vârfurile munților, daci ar fi trebuit probabil să se retragă la apus de carpați în Moldova din Nord, Bucovina și Galicia. Bine, aici tot existau triburi dacice, dar nu existau condiții pentru un regat al dacilor. Fiind că alungați din cuiburile lor din munți, daci s-ar fi transformat doar încă într-un popor din regiunea aceea și așa aglomerată. Undeva printre sarmați, bastarni, triburile dacilor liberi, în curând încoace va începe migrarea poparilor identificate drept culturile Sântana de Mureș sau Cernehov, a goților. Și apoi ar fi schimbat acest război de ghirilă situația populației de rând a țăranilor și păstorilor daci și geți? Puțin probabil, în cazul unei plecări din Carpați, regele să fi fost urmat de toată populația regatului sau măcar de o parte importantă a acesteia. Așa că trecerea la un război de ghirilă nu ar fi schimbat situația locuitorilor regiunii, care ar fi oricum supuși romanizării. Cât ar fi trebuit să continue acest război de gherilă pentru a-i face pe romani să abandoneze provincia? Depinde de intensitatea și ferocitatea lui, dar în principiu romanii înțelegeau că teritoriile de după Dunăre sunt mai greu de apărat. Era Adrian, care a urmat lui Traian la cărma Imperiului, începând cu anul 117, era oricum reticent la păstrarea provinciei Dacia. Cine știe, poate o tensiune mai mare în regiune ar fi făcut să o abandoneze. Dar poate invers, cine știe cum ar fi lucrat orgoliul romanilor în acest caz. Se pare că, totuși, cea mai mare probabilitate a menținerii regatului Dace era dacă pur și simplu nu se ajungea la un război cu romanii. Un amestec de putere militară cu diplomație și o eventuală trecere de la relații dușmanoase la o alianță care nu place niciunii dintre părți, dar care menține pacea. După trei ani, Imperiul nu a mai avut extinderi teritoriale semnificative, Adrian trecându definitiv de la regimul de extindere teritorială la unul defensiv de conservare și apărare a frontierelor. Și deja după declanșarea crizei secolului III, Dacia ar fi fost ca și scăpată de pericolul roman. Dar aceasta nici de cum nu înseamnă că Dacia ar fi supraviețuit mai departe. Imperiul Roman nu a supraviețuit mare migrație a popoarelor, puțin probabil să fi supraviețuit regatul dacilor. Goții, Hunii și toți acei ce au urmat după Hunii și începeau atacurile asupra Europei anume de pe pământurile noastre. Aici a fost punctul de pornire. Și aici ce erau la puterea lor maximă, vântul cel inițial de cuceritor. Așa că dacă nu ar fi fost răzbaile, dacă romane, noi azi am fi vorbit nu limba română, ci probabil o limbă slavă, ceva între bulgară și ucraineană. Și cine știe ce istorie v-aș fi povestit vouă acum în limba aceea. Căto znaie ce eu v-am spus, Uite, dacă tu ai avea doar o încercare sau doar o oportunitate să obții ce ți dorit totdeauna, instantaneu. A încercat să prinzi ocazia ce e, sau ai lăsat-o să treacă? De deci, ce încercat să o valorifice? Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați reunit la podcastul Istoria Moldovei. Eu mă numesc Natan și vă prezint episodul 37, De deci, ce și Domitian. În episodul precedent, noi ne-am oprit la moartea neașteptată a lui Titus, fiul lui Vespasian, în anul 81. Și el a fost urmat la conducerea Imperiului de către fratele său, Domitian. Domitian se născuse în anul 51, fiind cu 12 ani mai mic decât Titus. Și apropo, cum deseori se întâmpla la romani, tatăl său se concentră mult mai mult pe educarea și pregătirea fiului mai mare, Domitian fiind doar cum ignorat. El, desigur, a primit cea mai bună educație posibilă, doar că avea parte de mai puține atenție de la tatăl său. Când el avea șapte ani, Titus, fratele mai mare, a plecat în primele sale campanii militare din Germania, iar câțiva ani mai târziu, Vespasian a acceptat să fie guvernator în Africa de Nord. Tânărul Domitian a rămas în Roma cu mama și sora sa, însă până la începutul campaniei tatălui și a fratelui său din Iudee și mama și sora muriseră din motive care noi nu le mai cunoaștem, el trecând să locuiască în familia unchiului său. Dar din această perioadă el se dezvoltă o predilecție pentru singurătate care nu era deloc caracteristică romanilor și apropo spre deosebire de tatăl și fratele său, el a fost prezent fizic în Roma și în ultimii ani ai domniei lui Nero acei paranoici și apoi a fost în Roma pe parcursul anului celor patru imperatori, când orașul a fost controlat pe rând de restul imperatorilor care erau oponenței tatălui său și apropo la tot să vadă cât de schimbătoare era loialitatea senatului, care într-o zi putea să jure credința unui imperator, iar în ziua următoare să slăvească pe asasinul acestuia. Evident, aceasta a afectat personalitatea, stilul de conducere și atitudinea față de senat. În timpul scurtei conducerea lui Viterius, el a fost sub un fel de ares la domiciliu. Când armatele aleate lui Vespasian se apropiau de Roma, mulțimea se aduna în jurul casei unchiului lui Domitian, unde se afla și tânărul, proclamându-l pe Vespasian imperator. Mulțimea a fost atacată de oștile lui Vitellius, s-a retras pe culina Capitolină și pentru a-l salva pe tânărul Domitian, l-a îmbrăcat în hainele unui revenerator al zeiței Isis și l-au ascuns în casa unui suporter. Unchiul său împreună cu alții asediați a fost ucis în încercarea de a apăra pozițiile de pe colină. Și deja în zilele următoare, Vitelius era mort, armatele aliate lui Vespasian au reușit în urma unei bătălii sângeroase să intre în Roma și Domitian, un tânăr ignorat și uitat de toți, era deja aclamat drept cezar și purtat pe scuturile legionarilor în mijlocul forumului. Oricum, odată cu restabilirea ordinii, lui a fost atribuit o funcție formală să reprezinte Flavienii în ședințele Senatului, unde el iar urma zi de zi să asculte vorbăria membrilor acestuia. Și ulterior, deși el nu odată a manifestat intenția să implice mai mult în viața politică și mai ales în acea militară, tatăl său îl favorizat odeona pe Titus. Cel avea funcție practic de partener la conducere, pe când Domitian primea doar funcții ceremoniale și a fost scos din vizorul publicului. Titus se pare era mai atent față de fratele său și cariera acestuia. Apropo, în perioada aceea, în Imperiu, funcția de consul și-a pierdut valoarea și importanță, dar oricum continua să existe. Durata consulatelor a fost redusă, ele dură nu un an ca mai înainte, ci doar câteva luni, uneori chiar zile. Și desigur, aceasta nu mai era o funcție electivă, consulii fiind numiți de regulă de către imperator. Așa cum numărul vanitoșilor care își doreau acest titlu în CV-ul lor era oricum mare, coada la a ocupa această funcție nu se scurta. Era în mod deosebit prestigios să fie consul la începutul anului, consul ordinar, așa cum anii continuau să fie numiți după Consulianului. anului. Consulii ce urmau pe parcursul anului erau numiți consul sufecți. Titus fusese numit consul de șapte ori domițean, dată. Însă Titus a avut grijă de mai multe ori când părăsea funcția, sufectului lui să fie domitian dându-i astfel posibilitatea să mai acumuleze ceva experiență administrativă și să aibă ceva vizibilitate publică. Poate Titus și avea planuri mai mari în privința fratelui său când a ajuns imperator, dar după cum știți din episodul precedent, el nu prea a avut timp să ocupe de altceva decât de lichidarea consecințelor unor dezastre, cum ar fi erupția Vezuviului sau al doilea mare incendiu din Roma. Acum, istoricii care ne-au scris despre Domitian, Tacit, Suetoniu și Pliniu cel tânăr, nu erau deloc binevoitori față de el și nu pierdeau nicio ocazie să-l arate nu în cea mai bună lumină, să spun așa. Ei au preluat cu plăcere zvonurile despre ce că Domitian ar fi cumva implicat în moartea fratelui său. Însă nu există careva probe sau mărturii despre aceasta, doar zvonuri. Cei drept, el nu a stat să-l deplângă foarte mult pe fratele mai mare, ci imediat cum a aflat despre moartea sa, s-a grăbit să meargă în garnizoanele gărzit pretoriene să-și asigure suportul lor pentru a ajunge imperator. Și chiar a doua zi a convocat ședința senatului, care i-a confirmat titlul. Așa, copilul uitat și ignorat de toți a ajuns conducătorul imperiului și experiența sa anterioară de conlucrare cu Senatul și aceea că a putut urmări cum oscila opiniile Senatului în funcție de direcția vânturilor politice, îi creau o anumită atitudine față de acesta. Imperatorii anteriori, după tradiția stabilită de Octavian, mențineau aparențele funcționării mecanismului republicii pentru a nu antagoniza aristocrația romană. Toți țineau minte lui Iulius Cezar. Domitian însă considera că senatul adaugă un factor suplimentar de instabilitate în funcționarea statului și că suportul sau lipsa de suport al senatului poate interfera uneori cu acțiunile imperatorilor. El a diminuat pe cât era posibil rolul senatului și l-a ignorat oricând a fost posibil, aruncând în sfârșit fațada de prim cetățean și asumând deschis rolul de conducător autocratic al statului a ceea ce desigur a trezit ura senatorilor și explică în mare măsură atitudinea față de la istoricilor timpului, toți de clasă aristocratică, evident. Pentru a întări puterea imperială, încă de la Octavian se practica zeificarea imperatorilor precedenți. De obicei, aceasta o făcea senatul după un proces mai îndelungat, ceva de genul canonizării din timpurile noastre, însă Domitian a sărit peste această etapă, declarând pur și simplu fratele său ca fiind zeu. Acesta a fost un prim semnal senatului despre ce va urma. El și-a construit administrația imperială nu bazându-se pe senatori și aristocrați, ci pe oameni din clasă de mijloc, care altfel nu ar fi avut nicio șansă să ajungă în așa funcții și apropo, a exclus complet nepotismul din modul de angajare a funcționarilor, ceea ce desigur a supărat nespus rudele sale. În general, Domitian a fost un reformator destul de progresist, chiar dacă aceasta se vede destul de greu din relatările istoricilor despre el. El a călătorit mult pe parcursul domniei sale și odată cu el se deplasa și centrul puterii imperiale, dacă anterior, de pildă pe timpul șederii lui Tiberius pe Capri, imperatorul nu era în capitală, puterea oricum rămânea acolo și acțiunea principală era în Roma. Acum însă puterea era deja asociată cu imperatorul și cancelarea sa și nu cu orașul. El a început niște proiecte ample de construcție, în special în urma ultimului incediu din capitală. Iar pentru aceste proiecte, la fel ca și pentru campaniile sale militare, era nevoie de bani. Și banii el îi obținea din fiscalitate, în special din contul acelor bogați, prin impozitare sau chiar confiscări, după caz. Apropo, până la el, în special începând cu Nero, imperatorii își finanțau proiectele de regulă prin împrumuturi iar când ajungeau să le achite, de obicei diminuau în iar cantitatea de aur și argint din monede, și achitau împrumuturile cu bani de valorizați. Tradus în realitățile noastre, ar fi echivalentul finanțării cheltuielilor bugetare prin titluri de stat, ceea ce se întâmplă și la noi și în majoritatea țărilor lumii. Doar că la achitare ministerul finanțelor ar folosi nu bani din buget din impozite, ce ar ruga Banca Națională să le tipărească cât nu le ajunge acolo, făcând bani pe loc gol. Efectul ar fi același ca și în antichitate, inflație, creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a monedei. Domitian, invers, a consolidat moneda romană și a mărit cantitatea de aur în ea. Dar, desigur, fiscalitatea sănătate se face bine la economie, dar nu face deloc bine la popularitate. El se vedea drept un nou octavian și de aceea s-a ocupat și de domeniul în care octavian a încercat să-l schimbe și a avut aceeași lipsă de succes. A încercat să influențeze prin legi moralitatea și viața de familie a romanilor. Domințean și-a trebuit titlul de cenzor, ce ce era comod în relațiile cu Senatul. Dacă mai țineți minte, cenzorii puteau numi sau destituie senatori. Astfel, domițean purând această instituție de dușmanii săi prea vehement și până de acolo lumea fidelă lui. Dar cenzurii aveau atribuții și referitor la morală publică, așa că Domitian se ocupă și de ea. Adulterul iarăși a devenit o crimă, iar relațiile cu vestalele, slujitoarele zeilor, au devenit o crimă capitală. Un echiuestru a fost exclus din rândul juraților de la procesele judiciare, fiindcă se recăsătoric cu fosta sa soție, a ceea ce era interzis de legile romane pentru a face divorțul o chestie serioasă. Iar un senator a fost dat afară din senat, fiindcă a apărut pe scenă drept actor, iar aceasta, după cum știe, era cel mai rușinos lucru posibil dar pe lângă aceste eforturi ce se refereau la viața privată și de aceea nu prea au avut efect, el a început să pedepsească funcționarii corupție, ceea ce deja a avut un efect mai palpabil. Însă, dacă aristocrația îl ura, Domitian era adorat de către legionari. În primul rând, fiindcă chiar de la începutul domniei sale, el a mărit soldă cu o treime, ceea ce era semnificativ și fiindcă pe timpul tatălui și a fratelui său el așa și nu reușise să participe la operațiuni militare, el s-a apucat să compenseze aceasta acum. Chiar la începutul domniei sale, el a dus un război cu tribul german, Cate. Motivul războiului a fost o răscoală a tribului contra romanilor, care a avut loc exact când Domitian era prin regiune. Cel mai probabil, pretextul pentru război a fost inventat la fel ca și succesele în război. El a umblat un timp pe teritoriile lor, legiunea cel însoțea a construit acolo niște drumuri, ei au anunțat niște victorii, după care Domitian a revenit acasă și a organizat mult așteptatul triumf din Roma. Aristocrația au rămas sceptici la motivele triumfului celă, dar populația de rând a orașului era entuziasmată. Triumful însemna jocuri și distracții și, evident, pâine tot pe timpul lui Domitian, România au avansat mult în cucerirea Britaniei. Tacit deci ne povestește despre socrul său, Gneus Iulius Agricola, care a fost numit guvernator al provinciei Britania încă din 77. El a continuat cucerirea sistematică a insulei, avansând în Scoția. După șase ani de campanie de succes, Agricola a fost rechemat în Roma și Tacit ne sugerează că Domitian l-a rechemat fiindcă era gelos pe succesele militare ale acestuia. Și o parte mare din succesele obținute în Britanie au fost anulate în anii 87-88, când Domitian a ordonat retragerea masivă a ușilor romanii de pe insulă și abandonarea mai multor poziții strategice din nord de toate oștile cele a fost nevoie într-un nou război, în războiul cu Dacia. Noi ne-am despărțit de strămoșii noștri pe timp lui Scorilo, despre care Iordania spune că a avut o domnie lungă, de 40 de ani. Dacă țineți minte din episodul precedent, el își convingea supușii să nu atace Imperiul Roman, folosind metafora cea vizuală cu câinii și lupul. Deși Tacit ne spune că în anul celor patru imperatori și dacii tot s-au urnit din locurile lor, în sens că au făcut și ei niște raiduri. E posibil că scorilul nu controla toți dacii de pe malurile Dunării sau unii dintre generalii săi erau mai independenți sau romanii nu s-au descurcat care dintre popoarele după frontieră îi ataca. Apropo, tacit menționează că dacii nu erau de încredere, a ceea ce presupune că ar fi existat între ei și romani niște tratate și acorduri pe care dacii le-au încălcat. Acest incident din 68-69 a forțat romanii să revizuiască politica lor militară din regiune. Vespasian a extins flota de pe Dunăre, mai povestit aceasta în episodul precedent. Încă din timpul lui Octavian, pe cursul de jos al Dunării, a fost creată Clasis Moesica, flota moesiană, bazată în portul de la Noviodunum, (Isaccea de azi. Ea era în special menținută pentru a controla navigația pe Marea Neagră și menținerea fluxurilor comerciale din Crimea și litoralul nordic al Mării. Dar Pasean a reformat flotila de pe Dunăre, unind-o pe din Moesia cu acea din Panonia și formând astfel clasis Flavia Moiesica, care avea ca obiectiv principal paza pe Dunăre și transportul de a lungul acesteia. Flotă care oricum nu era de mare folos pe timp de iarnă când Dunărea îngheța. Și, la fel, Vespasian a transferat legiunile din provincie, mai aproape de frontieră, reorientând armata de la menținerea ordinii interne la apărarea de atacurile din partea dacelor. Lui Scorilo, la tronul Daciei, a urmat în anul 69 regele Duras, care posibil a fost fratele lui Scorilo. Duras a domnit până în anul 87, când a cedat puterea lui Decebal. Și apropo, dacă lista dinastică este completă, Scurilă împreună cu dură s-au condus regatul dacilor timp de 57 de ani, perioadă relativ pașnică și lipsită de perturbări majore. Și dacă să mai adăugăm aceste perioade îndelungate de continuitate și liniște înțelepciunea lui Scurilă, este foarte probabil că anume în aceștia în regatul dacilor s-a refăcut consolidat și căpătat putere care a permis să devină principalul dușman al Romii pe trei scurte, dar glorioase decenii. Iar în anul 85 a avut loc un atac al dacilor asupra provinciei Moesie, care era, conform lui Iordania, condus de Dorpaneus. Vom mai avea ocazia să vorbim despre Jordanes și confuziile sale. Acum e suficient să știm că, drept sursă istorică, el este de o calitate dubioasă, cam la nivelul articolului de pe Wikipedia română despre regele Duras. Și acest nume, Dorpaneus, Durpaneus, tot trezește până în prezent discuții între istorici. Unii se țin că aceasta era o obișnuită încurcătura lui Ordanes cu numele și denumirile și Dorpaneus era regele Duras. Mai mulți istorici mai contemporani consideră că Durpaneu era numele conducătorului militar al generalului Dacilor în campania din Moiesia și după acesta el s a schimbat numele în Decibel. Schimbarea numelui ar fi probabil o consacrare a talentului său militar și a curajului său și rebotezarea probabil avea și semnificații religioase și mistice această dispută între istorici este încă departe de sfârșitul său, de aceea în diferite surse, în funcție de preferințele și viziunile autorului lor, veți întâlni atât numele Duras durpanieus, cât și decibal durpaneos. De sau Durpaneus Duras Durpaneus de Decebal. Lăsând la o parte această controversă, consensul general e că la momentul invaziei în Moesia, regele al dacilor era Duras, iar Decebal a participat la campania militară respectivă. Se presupune că Duras a fost fratele lui Scorilo și există unele indicii, nu foarte sigure, că Decebal era fiul lui Scorilo. Deci, Duras ar er fi unchi și în acest caz a fost probabil regent până la majoratul acestuia. Oricum, daci nu ar fi măsurat majoratul celălalt. Poate că tocmai ca să te consider matur, trebuie să câștigi o bătălie. Și mai știm că Decebal avea un frate, Dieges, care de asemenea avea un oarecare rol în regat. Iar un ajutor important al său era Viezes, probabil preot suprem al dacilor sau vicerege. Diocasius ne spune despre Decebal că el cunoștea foarte bine arta războiului și aplica foarte eficient aceste cunoștințe. Ataca foarte inteligent, știa că când venea momentul să se retragă. Era iscusit înainte de curse, un luptător bun care știa cum să folosească o victorie, dar și cum să scoate avantaje chiar și dintr-o înfrângere. Anume din aceste motive, pentru mult timp el a fost un dușman de temut al romanilor. Sistemul militar roman a fost ultima reorganizat masiv de către Octavian. El a redus numărul legiunilor de la maxima de 60 la circa 30. Cam atâtea putea menține sistemul fiscal roman fără a pune provinciile pe butuci. Dacă țineți minte, Octavian împărțise provinciile în provincii publice, controlate de senat, și imperiale, controlate de principe. Provinciile publice erau acele pașnice în care nu era nevoie să fie staționate legiuni. Acele imperiale erau de regulă la frontiere și în ele se concentrau legiunile imperiului. Ceea ce comod scotea legiunile de sub controlul senatului, ele fiind supuse direct imperatorului. Dar această reformă și micșorarea numărului legiunilor a dus la necesitatea de a reloca de la caz la caz legiunile în cadrul Imperiului, transferându-le de la un incendiu militar la altul. Renumită aceea rețea de drumuri romane și genialele soluții logistice implementate încă de Gaius Marius, care permiteau deplasarea rapidă a legiunilor chiar și la distanțe mari, era o compensare eficientă a numărului redus de unități militare. Bine, atâta timp cât nu era nevoie de ele, concomitent în mai multe locuri pe frontieră. Forța militară a dacilor nu mai era atât de impresionantă ca pe timpul lui Burebista, despre care istoricii romani spuneau că putea mobiliza 200.000 de ostași. Conform aprecierilor contemporane, regatul dacilor pe timpul răzbailor cu romanii putea scoate pe câmpurile de luptă o armată de 40.000 de oameni, a ceea ce oricum era foarte mult. Propriu zis despre începutul ostilităților, știm următoarele. În iarna anilor 85-86, dacii, folosindu-se de gheață de pe Dunăre, au început o ofensivă în provincia Moesia. Reieșind din eficiența ei și din efectele pe care le-a avut, se pare că aceasta nu era un raid obișnuit, ci o campanie militară bine pregătită și cu forțe mari. Deși, poate, succesele inițiale se datorau și reacției nereușite a romanilor, fie pregătirea armatelor, fie lipsa de inspirație a conducătorilor. Iordanes ne povestește următoarele. Pe când domnea împăratul Domitian, de teama lăcomiei acestei ageții, desfăcură alianță pe care o încheiase odinoară cu alți imperatori și începură să devasteze malul Dunării, stăpânit de multă vreme de Imperiul Roman, nimicind armatele și pe comandanții lor. În fruntea acestei provincii era, pe atunci, după Agripa, Opius Sabinus, iar la geți domnia o avea doar Paneus. Dându-se luptă, romanii au fost învinși, lui Opius Sabinus i s-a tăiat capul, iar geții, năvălind asupra multor castre și orașe, au prădat ținuturile ce țineau de imperiu. Și, din câte ne spune tacit, pericolul dacic nu se referea doar la unele localități și populația lor pașnică, era pus în pericol chiar prezența militară romană în zonă și controlul provinciilor. Povestind despre socrul său, el menționează că Domitian, deși îl detesta, nu putea ignora un general atât de strălucit, în special într-o perioadă grea, când din cauza curajului nesăbuit sau invers al așteptății generalilor, au fost pierdute atâtea armate în Moiesia, Dacia, Germania și Panonia. Au fost învinși atâția militari de valoare și cu cohorte întregi au fost făcute prizonieri, situația era atât de gravă încât nu se mai puneau în discuție hotarele Imperiului sau un mal și taberele de iarnă a legiunilor și chiar provinciile romane. Deci autorii antici nu pierd ocazia să-l învinuiască de atacul dacilor tot pe domician, A fost de teamă lăcumie acestea. E posibil că el a dorit să schimbe acordurile avute anterior între daci și romani, poate să includă un tribut în acord sau să, să mărească plățile convenite anterior dacă ele erau. Despre guvernatorul Opius nu știm mai nimic în afară de un singur detaliu, care este de altfel foarte important. Cu un an înainte de aceasta, în 84, el a fost consul ordinar, împărțind consulatul cu imperatorul Domitian. Aceasta însemna că el era unul dintre apropiații imperatorului, poate chiar un prieten al acestuia, dacă el și-l făcu co-consul. Așa că, pe lângă reacția la pericolul militar din partea dacilor, în acțiunile lui Domitian era probabil și o doză mare de vendetă personală. Ne mai vorbim despre știrbiria imaginei Imperiului în ochii altor popoare vecine care evident ar fi primit foarte pozitiv noutate despre slăbiciunea Imperiului și că s-a deschis sezonul de raiduri pe teritoriul acestuia. Și Iordanes ne spune despre modul cum a murit Opius, a fost decapitat. Aceea a fost probabil o execuție deja după luptă, el fiind luat ca prizonier. Nu putem ști care a fost motivul furiei din cauza rezistenței romanilor pe câmpul de luptă, un gest simbolic pentru a-i speria pe dușmani sau invers, pentru a căpăta popularitate și puncte politice acasă. Poate așa era procedura la daci cu toți liderii militari capturați. Multe alte popoare o făceau, chiar și romanii o făceau, de obicei după ce purtau regii dușmani capturați în procesiunile lor triumfale din Roma. Oricum, decapitarea lui Opius, fără judecată, în care el ar fi declarat criminal de război, era, desigur, o încălcare a Convenției de la Geneva din 1929 cu privire la prizonierii de război, la care Dacia nu era parte, așa că tot normal din punct de vedere juridic. Deși, presupun, Opius ar fi devenit valoros în cazul unor eventuale negocieri cu romanii. Și cam în perioada aceea, din documentele romane, dispar mențiunile despre Legiunea V, Alaude, supranumită și Galica. Deși traducerea denumirii legiunii Alaude, Chukrliya, îmi amintește de denumirile granițelor de copii din timpul sovietic, Legiunea era una de veterani încercată în lupte și călită în pază frontierii Imperiului de Perin. Legiunea a fost creată încă de Cezar și, apropo, prima sa luptă mare a fost la Alesia. Despre dispariția sa sunt mai multe versiuni, una dintre care este că legiunea a suferit pierderi majore în luptele cu dacii, fie în cadrul atacului lor inițial, fie mai probabil apoi în timpul războiului. Pierderea atât de mare încât legiunea nu a mai fost reconstituită sau pe lângă pierderi și-a pierdut standardul de luptă și nu era în jurul la ce să fie reconstituită legiunea. Domitiana de ce să nu se limiteze la obișnuitele operațiuni de retorsiune, represaliile la care recurgeau de regulă, alungarea dacilor de mal drept al Dunării, o scurtă invazie pe teritoriul lor, mutare peste Dunărea, câteva zeci de mii de locuitori pașnici și petrecerea unui triumf în Roma cu adăugarea la titlurile lui Domitian și a lui Dacicus. Nu, Domitian a ce să înceapă un război în toată lege, probabil cu scopul final de a elimina pericolul Dacic. Cel mai posibil o înfrângere decisivă a dacilor și impunerea schimbării conducerii regatului cu numirea unui rege docil sau cel puțin prietenos romanilor, și transformarea Dacii într-un regat clientelar romii. Transformarea Dacei în provincie romană probabil nu era examinată de Domnițean drept o opțiune fezabilă. Efortul de cucerire și pacificare, apoi de colonizare și mai ales de apărare acelui teritoriu era prea mare. Romanii între timp au apreciat înțelepciunea frontierilor lui Octavian, care erau trase pe râurile Rin și Dunăre. Uitați-vă de cum râul Dunărea dispărea drept element al terenului, de cum îngheța teritoriile romane deveneau vulnerabile atacurilor din afară. Iar teritoriile Dacilor aveau mult mai puține astfel de bariere de protecție. Sirietul sau Prutul sau Nistrul, desigur, nu se comparau cu Dunărea drept frontieră naturală, iar Carpații, deși creează unele dificultăți, oricum nu sunt munții Himalaya și pot fi traversați. Domitiana perėsi troma šeivnitinmo si esė, se kontroliuojasi ir koordinuojasi personalą kampaniją. Jis čia veikų si trisėdintas temporarą Naisus, aktualų Niš, din Serbija. Diokasius, kuo bišnuita savo stili tati faci de Domitian, nespūni, kad kolui jis nebuvo fiknį mikalčiavą, tik kad kefujaska ir si sėdėdėdės friulų nediskriminatorių kuo fimei saukuo barbaciui. Alti sursai nespūnė salčiavą. Frontinus ne spune că odată cu venirea sa a început un efort susținut de construcția drumurilor în regiune, ca la noi în perioadele electorale. Gospodăriilor care au avut de pătimit din cauza operațiunilor militare le-au fost recuperate daunele. Apropo, surse de informații sunt atât de puține că istoricii folosesc chiar și cele mai mici indicii și fărâme de informații din cele mai neașteptate surse de pildă din satirele lui Juvenal. Juvenal a fost un poet roman care a trăit în secolul 1 2 al erei noastre. Apropo, aceasta el a creat expresia pâine și distracții, panem et circenses, (traducere direct ar fi pâine și circ. El o folosit spunând despre aceea că goana după pâine și distracție au înlocuit pentru concetățenii săi durința de libertate. Eu nu voi face iarăși referință la campaniile electorale de azi, dar știu că voi toți și așa v-ați gândit la ele. În una dintre satirele sale, venal ne povestește despre Domnițean înainte de plecarea acestuia la război. El a convocat un mic consiliu cu persoanele care cunoșteau regiunea, a doi foști guvernatori ai Dalmației, fostul guvernator al Moiesiei și pe șeful gărzii pretoriene, Cornelius Fuscus, care anterior fusese procurator în Panonia. Probabil în legătură cu iminentul război, în regatul Dacia a avut loc schimbarea puterii și regia a devenit Decebal. Iocasius ne spune că Dura s-a ablicat de bunăvoie și a transmis chiar el conducerea lui Decebal. Aceea ce a fost probabil cea mai bună soluție în situația existentă la moment. Sursele ne spun că Decibal a trimis emisar la imperator încercând să negocieze cu el pacea. E neobișnuit că după ce au atacat teritoriile romane și încă cu așa succes, tot Dacia au început să ceară pacea. Posibil că succesul din campania inițială le-a depășit cu mult și lor așteptările inițiale și ei nu credeau că se va ajunge la un război în toată legea poate la vederea forțelor mobilizate de romani și a pregătirilor militare, eu decis că ar fi mai sănătos de încheiat o pace strâmbă decât de avut un război drept cu așa un dușman. Sau poate acesta a fost planul inițial și gena jumecheriei nu ni se trage de la Daci, ceva de genul hai să-i atacăm și apoi le spunem că nu am vrut și pur și simplu ieșisem la vânătoare și nici nu am observat că am trecut râul, poftim pe o parte din ce am prădat și capul lui Opiu, scuzați, mai mult nu se va repeta. Oricum, Domitian, pe de o parte, știa că semnarea unui tratat de pace va fi interpretat de toți dreptul slăbiciunea romanilor și a sa. Și pe de alta era foarte sigur de victoria romanilor, așa că a refuzat oferta. Atunci Dacia au trimis o a doua misiune diplomatică, una care a declarat în bătjocură lui Domitian că Decebal va face pace dacă toți cetățenii romani vor începe să plătească anual un tribut de doi oboli dacilor. Iar de nou Decebal va declara război și le va cauza pierderi majore. Evident că după aceasta nu mai era loc de pace. În anul 78, armata romană a traversat Dunărea. În fruntea oșilor era Cornelius Fuscus, Fuscus a fost printre primii care au susținut răscoala contra lui Nero, ce a pus începutul anului celor patru imperatori. El a susținut pe Galba, asigurându-i suportul provincii în care era magistrat, fapt pentru care Galba l-a făcut guvernator în Eliria. Și ulterior, după ce în câteva luni s-au mai schimbat doi imperatori, el și-a declarat suportul pentru Vespasian, aceea ce a permis armatilor ce avansau din Asia spre Italia să treacă fără probleme prin provincia sa și probabil să alătură și el cu legiunile sale expediției militare. Ulterior, el și-a continuat activitatea în serviciul dinastiei Flavieni, iar odată cu venirea lui Domitian la putere, acela îl făcut șeful gărzii pretoriene, ceea ce demonstra o foarte mare încredere pe care el o avea în Fuscus iar faptul că el a fost cândva guvernatorul unei provincii alăturate a asigurat cel puțin în ochii imperatorului un anumit know-how pentru războiul ce urma să înceapă. În faza inițială, romanii au lungat dacii de pe malul drept al Dunării. Domitian, văzând că războiul a fost pornit, mersul operațiunilor militare e în mâini bune și nimic nu mai poate merge nu cum ar trebui, a revenit în Roma și a organizat un triumf pentru războiul precedent din Germania și pentru învingerea dacilor în Moesia. Fuscus cu legiunile sale a traversat Dunăre pe un pod de nave și a înaintat în munți spre inima fortificată a regatului Dac. Nu cunoaștem traseul lui exact, am văzut mai multe versiuni legate de ofensiva romanilor. Poate pe Valea Oltului, până la defileul Turnul Roșu poate prin banat spre porțile de fier ale Transilvaniei. Daci i-au lăsat să înainteze așteptând momentul potrivit pentru a-i ataca. Într-o trecătoare în munți, de le-a organizat o ambuscadă. Și chiar în această primă bătălie, la înfrândici, și armata lui Fuscus, constituită din patru legiuni, armate auxiliare și o parte din garda pretoriană, forțele de elită romane și Dacia au prădat și tabăra legionarilor. Cel mai probabil anume după această bătălie, legiunea ciocârilei a dispărut din analele romane. Și Dacia au capturat câteva standarde militare, inclusiv pe cel al gărzii pretoriene, ceea ce pentru romani era mare treabă. Mike Danca, în autorul podcastului Istoria Romei, numește această înfrângere a doua pădure Teotoburgă nu cunoaștem exact în înjurăturile pe care le-a spus Domnițean la aflarea noutății despre această înfrângere și nici dacă se bătea ca Octavian cu capul de perete, exclamând, Fuscus, dăm legiunile înapoi. Înfrângerea era cu atât mai umilitoare după triumful pe care îl organiză el cu ocazia înfrângerii dacilor. Domnițean a reunit în Moesia. Provincia era prea mare și întinsă pentru că apărarea ei să fie coordonată eficient de un singur comandament militar și de aceea au împărțit -o în două, provincia Moesie de sus și Moesie de jos, Moesie superior și Moesie inferior. De sus și de jos se referă nu la altitudine, evident, ci la amplasarea lor pe cursul Dunării, prima la Vesta, a doua la est, mai jos pe riu. El a numit conducător al operațiunilor militare pe Tetius Iulianus. Tetius era și el un fost consul cu o lungă carieră militară, cea mai mare parte a care o petrecu în regiune, fusese comandantul unei legiuni în Moiesia, în frânse armata sărmaților care invadaseră provincia în 69 și se pare că își cunoștea foarte bine dușmanii. Aici deja toți istoricii sunt de acord cu traseul său. În anul 88, el avansat prin Banat și bătălia majoră între romani și daci s-a întrecătoare, pe care romanii o numeau Tapaie și pe care noi cel mai probabil o numim Porțile de fier. De data aceasta, romanii au fost victorioși, cauzând pierderi majore dacilor. Deocasius ne povestește despre vizină, fie viceregele dacilor, fie preotul lor suprem, fie și una și alta, care pentru a scăpa cu viață pe câmpul de luptă se prefăcu mort și a așteptat așa noapte ca să poată fugi. Tot de povestește că de deci, ce, se că după înfrângerea lui romanii vor urma armata sa slăbită până la capitală, a ordonat să se taie copacii lăsând trunchiurile la înălțimea omului, dându-le formă de oameni și atașându-le arme. Intenția, conform istoricului, era să creeze de la distanță romanilor impresia unei armate numeroase. Și el spune că și retlicul a funcționat, romanii retrăgându-se. Nu știm cât de reală este această descriere, poate în lipsa aparatelor optice moderne și poate dacă dieta legionarilor era foarte săracă în vitamina A, am putea o accepta drept plauzibilă. Deși cel mai probabil apropierea iernii i-a făcut pe romani să se întoarcă la taberele de iarnă și să se regrupeze pentru campania anului următor. Până când campania sub conducerea lui Tetius Iulianu era mult mai de succes și dacii se confruntau cu un pericol major. Și aici le-a venit în ajutor chiar o greșeală strategică a romanilor. Menționasem anterior, paradigma militară a romanilor în perioada aceea solicita transferuri de forțe între provincii când se ca un război major. Datorită războiului cu Dacii, nordul Britaniei așa și-a rămas necucerit, romanii retrăgându-se din Cadledonia, una dintre legiunile de pe fiind traserate pe continent. La fel, o legiune din Germania a fost adusă în Moesia, și Domitian a solicitat ajutor de la triburile germane, de la marcomani și quasi, care erau clienții romii. Ei au refuzat să participe la război. Domitian s-a supărat și le-a declarat la rândul său război lor. Și marcomani au înfrânt în panonia forțele romanilor trimise contra lor. Situația a fost agravată și mai mult de rebeliunea condusă de guvernatorul provinciei Germania de Sus, care chemase în ajutor și tribul Cate, anume acela pe care anterior Domitian pretendea că l-a învins. Domitian a ordonat mai multor legiuni să intre în provincia Germania de Sus și să pună capăt revoltei inclusiv unul dintre comandanți fiind un tânăr și promițător traian, chemat tocmai din provincia Spania. Dar această instabilitate majoră în provinciile romane din Germania și faptul că războiul din Panonia nu se dovedea fi o scurtă și victorioasă campanie, îl puse pe Domitian în situația să lupte pe două fronturi. Și el a de ce să încheie pace cu decimul. Apropo, de ce nu a acceptat să vină personal în Roma pentru negocieri, ci l-a trimis drept reprezentant pe fratele său Dieges cu un soțitor. Chiar recent, Domitian executase niște soli de la triburile germane și au mai fost diverse incidente de-a lungul istoriei, așa că regele, dacă de probabil să nu se pună în pericol. În cadrul negocierilor, daci au restuit o parte din captivii romani, spunând că aceia sunt toți. Domitian a încercat să scoată maxim de imagine pozitivă și pe din această pace. El puse pe capul lui Diegis o diademă, procedură formală prin care imperatorii romani încoronau regii numiți de în statele clientelare. El a împărțit legionarilor premii băniești mari și onoruri. El trimise în Roma o scrisoare din partea lui Decebal, pe care sursele o că tot el a scris-o în triumful care le-a organizat, el a afișat drept trofei obținute de la Daci lucruri ce aparțineau chiar lui. Propriu zis despre tratatul de pace între Roma și Daci, încheiat în anul 89, știm următoarele. Deci, a acceptat să considere client al Romei, a permis trecerea trupelor romani pe teritoriul Daci, în drumul lor spre frontul cu marcomanii, și chiar a cedat românilor unele capete de pot pe malul stâng al Dunării, în Banacea Oltenie. Dacii a primit o sumă semnificativă de bani la încheierea tratatului, plăți anuale ulterioare și și specialiști din Imperiu pentru a se reface după război. Acest tratat de pace a fost amplu criticat de către contemporanii săi, ca fiind unul umilitor pentru Roma a ceea ce ne dă nouă azi motiv să mai atribuim câteva puncte de glorie dacilor. În realitate, tratatul era unul destul de obișnuit pentru un tratat cu un stat clientelar și subsidiile bănești și specialiști în diverse domenii. Cred că atitudinea față de tratat ținea totuși mai mult de intensă propagandă contra lui Domitian a Senatului și a imperatorilor ce au urmat. Apropo, tratatul lui Traian cu Decibal după primul lor război era în mare măsură similar, dar a avut parte de o cu totul altă recepție în Roma. Dar, da, nu trebuie uitat că moartea generalilor Opius și Fuscus a rămas fără urmare și standardele capturate de către Daci așa și-au rămas la ei. Romanii aveau de ce să fie revanșarzi. Restul domniei lui Domitian nu au mai fost incidente între romani și daci, deși situația de pe Dunăre rămânea în continuare foarte încordată. În 92 a început un nou război în Panonia cu marcomanii, care s-au aleat de această dată cu roxolanii. Țin minte triburile sarmate ale roxolanilor care ocupau partea estică a câmpiei române. Am povestit despre ei în episodul precedent. Așa cum romanii aveau, conform acordului de pace cu Dacia, dreptul de a traversa teritoriul acestea, ei au trimis o legiune prin teritoriile acestora și au putut să-i atace pe Roxulan direct pe pământurile lor. Oricum, această manevră de ocolire nu le-a ajutat mult romanilor, fiindcă legiunea 21, prădătorii, a fost anihilată și ea undeva prin câmpia Bărăganului. Așa că restul războiului a fost dus în Panonia, unde romanii au ieșit până la urmă victorioși. În anii următori, prezența militară romană în regiune era în continuă creștere. Romanii au crescut numărul legiunilor din Panonia până la 5 și au adăugat mai multe unități auxiliare în ambele muiesii. Este probabil că Domitian doar aștepta o perioadă mai lungă de liniște pe alte segmente ale frontierei și vreun cazus motiv de război din partea dacilor, ca să înceapă o nouă campanie militară. Dar nu a mai reușit să facă nimic în această privință. Domitian, tinerețea care a trecut în umbra curții lui Nero și care apoi a fost implicată în tulburările anului celor patru imperatori, care a văzut de multe ori mișelie senatorilor și mărșăvie jocurilor politice din Roma, era oarecum natural să dezvolte o ușoară paranoia. Și se pare rebeliunea cea militară din Germania despre care am povestit a fost declanșatorul ei. Mai ales că rebeliunea semăna foarte mult cu începutul anului celor patru imperatori. Pe 1 ianuarie, când legionarii urmau să își reconfirme jurământul față de imperator, ei au refuzat să o facă. Și se pare aceasta fusese planificat din timp și coordonat și cu alte persoane din funcție înalte. Generalul din Germania de jos, care a ajuns primul cu acolo și a pus capăt revoltei, a ars toată corespondența guvernatorului rebel. Probabil nu fiindcă era el menționat acolo, ci pentru a evita niște epurări masive la nivelul întregii conducerea Imperiului. În anul următor, Domitian l-a făcut drept coleg al său de consulat pe Marcus Cocceius Nerva, care avea 60 de ani. Nerva fusese în viața politică romană încă de pe timpul lui Nero, fiind unul dintre consilierii acestuia se pare că anume datorită lui a fost descoperit un prim mare complot contra lui Nero, ceea ce desigur i-a îmbunătățit pozițiile. Tot la curtea lui Nero el s-a împrietenit cu Vespasian și e posibil că acela să îl fi rugat inclusiv pe Nervă să mai aibă grijă de Domitian cât el era plecat în Iudie în timpul dinastiei Flaviene. El a menținut o poziție la fel de importantă, deși tot în afara vizorului publicului de obicei. Dar despre aprecierea pe care o avea ne vorbește cei că în anul 71 Vespasian îl făcuse consul ordinar, el singur fiind doar consul sufect. Și în acest moment de criză, în anul 90, Domitian iar îl numi drept coleg de consulat. Poate el a avut vreun rol în coordonarea înăbușirii Revoltei, fie că Domițean a vrut să amintească tuturor despre conspirația de pe timpul lui Nero de conspirată din Nervă, fie doar avea nevoie de un coleg în care putea avea încredere de plină. Ținând cont de relațiile extrem de încordate între Domițean și Senat, era și natural să apară conspirații contra lui și cu timpul el devenea tot mai îngrijorat pentru viața sa cum spunea el singur, mai mulți imperatori au fost mai puțin norocoși ca el, fiindcă chiar dacă ei descopereau o conspirație contra lor, nimeni nu îi credea până nu erau uciși. După anul 93, el a reluat judecățile pentru trădare anulate de fratele său. Iar resursele ulterioare ne zic că ultimii săi ani la domnie a fost instituită o adevărată teroare, și deși el a condamnat la moarte circa 20 de senatori și a confiscat proprietățile multor altora, teroarea sa era departe de aceluiași Claudius, care este general acceptat drept un imperator bun, care execută 35 senatori, 300 ecveștri și oricum a fost zeificat apoi de senat. Dar, până la urmă, din multiplele comploturi paralele care probabil erau pregătite, unul a fost cu succes.

Stefanus urma să fie executorul propriu zis. Cu câteva luni înainte de atacul asupra imperatorului, el a simulat o rană la mână și toți la palat s-au obișnuit deja că el purta mâna în legătoare la gât. Astfel, el a reușit să ascundă acolo un pumnal fără a trezi gărzi gărzii pretoriene. Toți știau că Domitian era în mod deosebit vigilant în timpul prânzului, cândva lui s-a prezis că el va muri la prânz. În ziua asasinării, pe 18 septembrie 96, el tocmai intra în obișnuita sa fibrilitate de la prânz și întrebă un slujitor câte e ora. Acela tot era partea complotului și a spus că prânzul de mult a trecut. Dumnezeu se relaxă și a mers în cabinetul său să lucreze. Ștefan a venit și a cerut o audiență la imperator, spunând că a descoperit un complot a ceea ce nu era pe deplin minciună. Domitian i-a permis să intre. Ștefan a scos pumnalul și l-a atacat pe imperator reușind să-l rănească în abdomen. Oricum, Domitian a început să se apere cu ce avea la îndemână, reușind timp de mai multe minute să țină asasinul la distanță. Până la urmă, acesta i s-au alăturat și alți complici, toți atacându-l pe imperator. De el sfârșit, a căzut pe pădea, avea șapte rând, fiecare dintre care putea fi mortală, pe lângă multe altele mai ușoare. Conspiratorii au scos din palat corpul lui și l-au cremat fără nicio ceremonie. Cei drept nu au aruncat cenușa lui pe vânt și au dus-o în templul Flavian, amestecându-o cu a cuiva din familia lui. Domitian mai avea o lună până la 45 de ani mult s-a discutat din timpul antice și până astăzi cine mai era implicat în complotul respectiv. Se pare că unul dintre conducătorii gărzii nu era și din acțiunile gărzii. Desigur, mai mulți senatori și în aceea cât de rapid și productiv a fost senatul în zilele următoare. Și chiar în ziua de după asasinat, senatul îl declară imperator pe nervă, ceea ce, desigur, ridica foarte multe semne de întrebare și în zilele următoare Senatul a decis că Domitian să fie exclus din toate înregistrările publice. Statuile sale au început să fie transformate în statuile lui Nerva, iar Palatul lui Domitian, numit anterior Palatul Flavian, a fost redenumit în Casa Poporului. Da, Casa Poporului. Oricum, în pofida imaginii sale extrem de rele de la finele domniei sale, care a fost și mai tare negri de istoricii ulterior, Domitian nu este nici pe departe în lista celor mai rei imperatori romani. Așa, mediu. A făcut chestii bune, a făcut chestii rele. Dar ce este mai important pentru noi, în timpul domniei lui a început serie de război între Roma și Dacia. Și deși el a încheiat un tratat de pace cu Decebală, aceasta era nu finalizarea conflictului, ci mai degrabă conservarea lui. În așteptarea momentului când el se va reactiva. Apropo, odată cu venirea lui Nerva, la putere, începe seria de imperatori numiți în istorie Cei cinci imperatori buni. Al doilea dintre care va fi Traian. Mă voi opri aici pentru azi. Rămâneți cu mine și în continuare. După cum vedeți singuri, totul abia începe. Bye.